Până acum, oamenii treceau Cibinul pe un pod improvizat și total nesigur. Acesta a fost însă luat de ape. Podul improvizat a fost luat de ape, așa că singura soluție a oamenilor este să treacă prin râul Cibin. Primăria spune că a luat toate măsurile legale pentru acești oameni, iar pentru o parte dintre ei alocă și ajutor social. Municipalitatea a alcătuit o evidență cu privire la aceste persoane care locuiesc în zonă și zona este monitorizată în permanență de poliția locală, tocmai pentru a evita incidentele. Practic, pentru acești oameni, municipalitatea, prin serviciul de asistență socială, a luat măsurile posibile din punct de vedere legal, adică sunt 30 de persoane de acolo care beneficiază de ajutor social, iar copilașii care fie trăiesc cu un singur părinte sau cu un bunic, sunt îndreptați către centrele de zi pentru primirea minorilor. Peste 80 de persoane locuiesc în colibele de peste râu. Ei spun că zilnic se expun la tot felul de pericole. Greu, numai prin apă trecem. Copiii când s-au dus la școală tot prin apă trecut. Foarte greu. S-au luat pe aucă, dar se vede că l-au dus apa. No, numai podul, să vie să ne facă podul, că trecem greu pe aici prin apă. Dar a văzut și dumneavoastră cu trece prin apă. A venit o apă foarte mare și a luat podul. Și nu avem prin ce să trecem, numai prin apă trecem. Prin ce bine băgăm. Și nu vă e frică dacă e mare apă? Păi ne-e frică, dar ce să facem? Trebuie să trăim, să ne aducem mâncare. Mergem la cantină, de la cantină mâncare. Nimeni, numai promisiuni ne-au făcut. Există un pod care permite trecerea Cibinului chiar și cu mașina pe strada Rosmarinului, însă romii refuză să treacă pe acolo din cauza câinilor, spun ei.